Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați ai acestui canal, bun venit celor noi, calde salutări celor care vă abonați azi, acum, dimineața asta, după amiaza asta, când vreți voi. Poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, salutări la toată lumea. Ieri am trăit pe propria piele, chiar dacă sunt în industria asta de foarte mult timp, am fost victima unei înșelătorii, a unui rug pull. Și anume, am depus niște bani pe o platformă care e o platformă unde depui lichiditate, da? Un yield farm, să zicem. Mi-a fost recomandată de un prieten în sensul la modul general, gen, uite-te, vezi cum ți se pare. Însă nu mi-am făcut diligențul cum ar trebui și am pierdut mulți bani. E a doua oară când pățesc în industria cripto să pierd bani pentru că nu fac temele cum trebuie. Și atunci această lecție a mea vreau să vă transmit și vouă. Dacă nu sunteți atenți ce faceți, cum faceți, pierdeți bani. Nu vreau să mă victimizez, nu e cazul, e vorba doar de faptul că vreau să vă spun public, să vă anunț că am pățit-o chiar și eu. Tot timpul am avertizat riscurile de rug pull, riscurile de furt, riscurile de înșelătorie sunt uriașe în piața cripto și uite că eu am pățit-o. Platforma se numește Avatera Finance. Este un yield farm făcut pe blockchain-ul celor de la Avax, de la Avalanche. Am încercat cu toate contactele, cu prietenii, cu prietenul care vorbise despre a încercat să mă ajute, s-a străduit, am stat ore, am încercat să forțăm contractul, să recuperăm banii, să nu știu ce. Nu. Banii i-am depus dintr-un wallet de MetaMask în platforma respectivă. Când am retras banii din platforma respectivă, au ajuns în wallet-ul meu, 3 secunde după care au dispărut. Așa a fost gândit acel smart contract, da? Nu vreau să vă panichez, doar că am vrut să vă povestesc această pățanie pe care am trăit-o ieri. Să vă zic că este absolut neplăcut, gen, să pățești chestia asta cu bani munciți, da? E dureros, puteam să fac o grămadă de lucruri cu acei bani. Dar mi s-a întâmplat și, na, piața merge înainte, trebuie să țin fruntea sus, să merg înainte. Mare grijă și întotdeauna încercați să vă consultați și cu alți oameni când faceți lucruri ce implică bani pe internet, când e vorba mai ales de cripto, da? Sunt foarte multe proiecte interesante, dar riscurile sunt oriunde. Nimic nu este prea mare ca să nu pice, nimic nu este 100% sigur, sunt sute de clone, sunt o grămadă de pirați cripto care abia așteaptă să faceți o greșeală. Niște vești legate de Bitmarket. Suntem în curs de redesign, da? Platforma noastră va avea un design nou, mult, mult mai atractiv față de ce avem acum. Urmează implementarea conturilor IBAN. Am început deja demersurile cu cei de la Perico, partenerii noștri. Urmează în scurt timp să implementăm soluția de KYC, Know Your Customer. Cunoașteți clientul, cu cei de la Identify, care este o companie mare, lucrează cu bănci, chiar cu Banca Națională din Estonia. Vreau ca platforma noastră să fie un loc sigur, un loc în care oamenii să-și poată lista produse, să poată folosi servicii cu încredere. De asemenea, urmează un parteneriat cu unul din cele mai tari proiecte care vin pe piață din zona DEX-urilor, exchange-urilor decentralizate. Este un exchange care încă nu este live, dar va fi curând și e un exchange care face o punte între 12 tipuri de blockchain. Da? Deci este un produs revoluționar. Folosește tehnologia celor de la ICP, adică nu va putea fi dat jos de pe internet, never. De asemenea, lucrăm la partea de parteneriate.
Vreau să mă adresez celor care dețineți BMK monedă și să vă zic că noi suntem acum în faza 0, suntem în faza de început. Dacă ai cumpărat ceva cu 5 dolari și îl vinzi cu 3, cu 2, cu 1, e ca și cum ai cumpăra o casă cu 50.000 de euro și o vinzi cu 10.000. Deci nu are nicio logică. În câteva zile va fi operațional și partea de va fi operațională partea de staking, da, unde veți putea ține monedele și veți putea primi o dobândă în BMK. Dăm drumul și la comunitate pe Telegram, pe Discord, pe mai multe canale. Dar încet, încet. Scuze, asta e Dubai, mașini puternice cu un zgomot. Mie nu-mi place să mă grăbesc și vreau să fac lucrurile în tihnă, vreau să le fac pas cu pas, pentru că sunt sigur că această platformă va fi un real succes. Vă invit pe toți cei care vreți să fiți alături să postați ce ați vrea voi să vindeți pe BitMarket, case, ceasuri, mașini, apartamente, bărci, motorete, ce aveți voi. Noi vă putem oferi și partea de consultanță pentru settlement. Când vreți să vindeți un apartament, noi vă putem oferi notar care se pricepe să facă documentația. Noi vă putem oferi asistența juridică. Vă putem ajuta să faceți tranzacția în deplină siguranță. În rest, piața cripto nu traversează un moment propice. Este o corecție, este normal. Nu trebuie să vă panicați, am spus chestia asta de foarte multe ori, panica nu ajută la nimic. Dacă dați zoom out, o să vedeți, la început de an Bitcoin era 20.000, acum suntem la 58.000. Teoretic, nimic rău nu se întâmplă. Probabil vor fi oportunități pe zona de gaming. Urmează un podcast senzațional cu prietenul meu din Kuala Lumpur, multimilionarul Lurian, cred că astăzi îl vom filma, în care va vorbi de proiecte bombă și de faptul că el și-a cam dublat banii în Sand, e unul din cei mai mari investitori de acolo. Pentru luna decembrie urmează un podcast senzație. Deci vreau să vă zic că plănuiesc un podcast cu un mega nume din industria cripto și nu e vorba de un influencer, este vorba de cineva extrem de cunoscut, relevant, simpatic, deștept, un om care va aduce foarte multe informații utile. Deci pentru decembrie, podcast bombă. Mai suntem în discuții cu încă niște persoane din industria cripto. Planul meu este, pe măsură ce timpul trece și această comunitate crește, să aduc oameni de foarte mare valoare pe canal și să aduc informație utilă pentru toți cei care mă urmăriți. Personal vreau să zic că sunt foarte mândru de acest canal, de cum evoluează, de voi toți cei care mă urmăriți și vă sunt recunoscător pentru că fiecare în parte sunteți un membru important al acestui canal. Vă doresc o zi minunată, un weekend senzațional, să ne auzim cu bine în curând. Toate cele bune!